Bună seara! Mulțumesc foarte frumos că ați venit! Chiar acum, înainte să se audă semnalul muzical al prietenilor din bandul acestei întâlniri, mă gândeam la faptul că a început, fără să ne dăm seama, a început să se construiască o atmosferă a acestor întâlniri. Ne așteptăm, într-un fel, unii pe alții și n-am cuvinte pentru lucrul ăsta. E din ce în ce mai încărcată de emoție fiecare întâlnire pe care o avem și parcă ne găsim în apropierea scopului pe care îl avem aici, adică să redescoperim răbdarea de a asculta lucruri, plăcerea de a auzi povești și mai mult decât atât să redescoperim cât de multă nevoie avem să ieșim din spațiul ăla zgomotos de afară și să ne regăsim pentru o vreme aici, împreună, unde să împărtășim ceva care se petrece doar între noi. E foarte special lucrul ăsta. Doamnelor și domnilor, această serie de dialoguri face parte din pachetul de evenimente pe care Universitatea Politehnică Timișoara îl propune în cadrul Timișoara 2023, Capitala Europeană a Culturii. Le mulțumesc prietenilor de la Universitatea Politehnică a Timișoara în fiecare seară pentru încrederea pe care au investit-o în acest proiect, pentru entuziasmul pe care l-au investit în acest proiect și pentru faptul că ei contribuie esențial la ideea pe care, într-un fel sau altul, o construim împreună aici, că actul academic poate să arate și în felul ăsta. Și că, de foarte multe ori, spectacolul dialogului pe care îl propunem e foarte diferit. Ne întâlnim aici cu oameni extraordinar de diferiți, din meserii foarte diferite, de vârste foarte diferite. Și vorbim despre feluri diferite de performanță și vă mărturisesc, nu e așa că trebuie să zic ceva, exact la asta mă gândeam înainte să înceapă această întâlnire. În nicio seară noi n-am vorbit despre succes. Pentru că nu despre succes e vorba în întâlnirile astea. Oamenii care vin la noi și care acceptă această invitație nu sunt oameni care au avut și au succes. Sunt oameni care își trăiesc pasiunile și care într-un fel sau altul fac performanță dincolo de vrerea lor de a face așa ceva. Nu succesul e cuvântul potrivit pentru lucrurile astea și încerc să spun asta cu toată inima, mai ales pentru tinerii noștri prieteni studenți care ne onorează cu prezența în fiecare seară. Nu succesul e chestia în toată discuția asta. Invitata din seara asta e o persoană foarte tânără. E o persoană care intră foarte bine în paradigma pe care am deschis-o adineori. Cea a performanței și nu a succesului. Nu cred că e cineva, dar o să o întreb lucrul ăsta, care se gândește la succes. Mă îndoiesc că se gândește la succes. Cred că se gândește la altceva. E cineva care a performat de la o vârstă fragedă. Performanța în arta și meseria domniei sale sunt lucruri care se fac cu niște eforturi foarte, foarte mari. Și e vorba despre efort la propriu. Și abia aștept să vorbim despre lucrurile astea. Deși știu că toată lumea știe, vă invit să vedeți cine este invitata noastră din seara asta. Thank you.
Abia așteptam întâlnirea asta, doamnelor și domnilor, Francesca Velicu. Nu-ți vine să dansezi, așa? Puțin, mi-a plăcut piesa de dinainte. Bună seara, Francesca. Bună seara. Ce mai faci? Foarte bine, mulțumesc. Da. Mulțumim foarte tare că ai acceptat invitația asta. Mulțumesc și eu. Depui mărturie pentru faptul că nu ne-am înțeles asupra lucrurilor pe care le vorbim în seara asta? Deloc. Deloc. Francesca, eu zic să începem fără să te întreb eu ceva și fără să răspunzi tu ceva, și m-am gândit la lumea din public. Ai venit cu părinții tăi? Da. Adică cu doamna și cu domnul Velicu. Ai mei. Ai tăi, care le spunem bună seara, trebuie să fie pe aici pe undeva. Dar în sală se află și trebuie să-i salutăm, niște persoane foarte importante pentru istoria dansului din țara asta, maestra de balet Ana Valcăi și dansatorul și coreograful Francesc Valcăi. Cu Francesc Valcăi am făcut unul dintre primele interviuri când eram student. Lucra la Cluj la vremea aia. Zic să începem cu ceva care ne introduce în atmosferă. Să vedem un fragment cu tine dansând. Nu ești tu prima care apare în imagini, dar apari și tu la un moment dat. Și să intrăm în atmosfera aia a scenei, în atmosfera aia a dansului. Vali, te rog. Ce fain! Am zis să intrăm în atmosfera asta pentru că e important. Foarte multă lume se întreabă, și nu e trivial lucrul ăsta, cum faci, domnule, să nu amețești când... Închid ochii. Serios? Ceea ce nu cred că ar trebui să fac, dar așa am făcut-o dintotdeauna. E o regulă? Adică ce te învață la chestia asta? Ce înveți? Te uiți în față, da, și tragi cu capul cât de repede poți ca să te întorci la punctul. În același punct. În același punct. Mm-hmm. Dar și tu nu faci chestia asta. Eu, dacă țin ochii deschiși, văd totul că se învârte și amețesc. Așa că clipesc și mă întorc la punctul 1. Deci închizi ochii. Și dacă te trezești în culise? Nu mi s-a întâmplat. Deci ai ținut de traiectorie după câte s-a văzut aici. De la 4 ani dansezi? Da. Cum e aia de la 4 ani, Francesca? Nu țin minte foarte multe, bineînțeles.
Nu mi-a plăcut de la început. A început să-mi placă pe parcurs când am început să am spectacole pe scenă. Mi-a plăcut lumina reflectoarelor, muzica. A naibii microb lumina asta a reflectoarelor. Da. Dar munca din spate a fost, de la început chiar a fost. Ai făcut școală de dans, adică școală de balet. La noi școala de balet are un model mixt. E și așa, și așa. Tu te-ai întâlnit cu formele mai dure de școală? Puțin, dar nu atât de grave cum se spune și cum se arată în filme, mai ales. Adică fizic nu te-a atenționat nimeni? Nu. Deci n-ai primit nicio corecție fizică? E, se mai întâmpla, dar nu ceva foarte grav. Dă-mi un exemplu. Ciupituri. Ciupituri? Ciupituri. Că n-ai, că n-ai făcut ce? Să deschizi andeor picioarele. Trebuie să-ți folosești mușchii de aici, din lateral, dar până înveți tu ca și copil cum să faci chestia asta, câteodată se aplică niște... O ciupire. Da. Da. Te-a ajutat fizicul de la început să fii balerină? Da și nu. Sunt o persoană mică, ca și statură, sunt slabă, dar nu am fost dotată fizic pentru meserie. Hai să vedem un pic ce e aia să fii dotată fizic pentru meserie. În primul rând, flexibilitatea la balet e un lucru foarte, foarte important, ceea ce nu am avut niciodată. Și am lucrat foarte mult și încă lucrez la chestia asta. Vârfurile, care trebuie să fie întotdeauna foarte, foarte întinse, ale mele au fost așa. Vârfurile picioarelor? Da, asta. Uh-huh. Dar în rest, pot să sar, pot să mă învârt și s-au echilibrat puțin. Te-a muncit chestia asta? Foarte mult. Încă. Încă. Te muncește și acum? Da, normal. Cum te gândești la asta? Păi corpul, cum să explic, e ca o gumă de mestecat, ca o plastelină. Ca o gumă mai mult. Dacă o întinzi, se duce înapoi. Așa că oricât de mult lucrezi, întotdeauna, dacă faci pauză, se întoarce exact înapoi de unde a pornit. Așa că, pentru mine personal, eu nu pot să fac pauză acum niciodată, pentru că e foarte, foarte greu să mă întorc înapoi în forma aia cea mai bună. Adică nu faci pauză nicio zi? Fac pauză de o zi, dar nu... De exemplu, în concediu, când avem vacanță, mulți se duc în vacanță, nu fac absolut nimic. Eu fac studii în fiecare zi. Deci te miști în fiecare zi. Cât durează treaba asta? Cât simt în ziua respectivă? O oră? Două ore? E chinuitor? Nu, pentru că îmi place cumva. Îți place sau îți place cumva? Îmi place. E puțin dureros pe corp, dar îmi place, pentru că mi-aduce satisfacție în același timp. Ce trebuie să fac eu să mă țin de exercițiile mele de spate pe care trebuie să le fac în fiecare dimineață și mă trezesc și un pic îl urăsc pe omul ăla care mi l-a dat, de el mi l-a dat să-mi facă bine și aș trage cu toate armele în direcția aia și uneori nu le fac și alteori când le fac mă simt foarte bine. Ce trebuie să-ți spună mintea ca să poți să îți chinui totuși un pic trupul în fiecare zi? Să îți asculți corpul. Am descoperit peste mulți ani. Deci nu e o vorbă, un bla-bla asta. Nu, pentru că am încercat tot felul de metode, din ce am mai auzit, de la alte dansatoare, de la profesori. Trebuie să faci așa. Trebuie să faci în felul ăsta. Și nu funcționează. Toți suntem diferiți, mai ales ca și ca orice, ca corp, ca persoană.
Și când forțezi prea tare, nu ți iese. Chiar dacă în mintea ta tu lucrezi din ce în ce mai mult. Nu funcționează chiar așa tot timpul. Așa că e bine tot timpul îmi iau o secundă să ascult ce am nevoie de făcut astăzi. Dacă simt că ceva nu e în regulă, atunci nu mă bag. Păi eu când mă ascult dimineața, îmi zic, du-te, Dumnezeu, vezi de treabă, mai faci. Dacă mă ascult eu pe mine, zic. Asta e, cum faci, chiar cum e actul ăsta de ascultare a corpului? Adică, odată, cum ți l-ai educat și ce auzi că îți spune corpul? Cum l-am educat? L-am educat cel mai bine la școală. Mai ales la Moscova, unde am cunoscut rutină de în fiecare zi de a face exact același lucru și să forțezi, să respecti chestia asta, orarul în fiecare zi. Așa că mi-am făcut un obicei și chestia asta de care vorbesc cu să-ți asculți corpul, am învățat-o acum în ultimii ani de la Billy Forsythe, cu care am lucrat, și ne-a dat un sfat superb. Ne-a spus, let the dance fulfill your needs. Hai să zicem și pe românește. Lasă dansul să îți fulfill. Hai să zicem să-ți împlinească, să-ți împlinească nevoile. Uh-huh. Așa că m-am gândit din ce în ce mai mult la chestia asta. Câteodată nu te simți în stare să faci un anumit lucru sau să-l faci la fel de bine ca ieri. Mie nu mi-a reușit să forțez lucrurile astea. Mă simt mai bine să ascult și zic, ok, cum mă simt acum, în ce stare sunt? Sunt mai jos, probabil, astăzi. Așa că mă las purtată de emoția aia, pentru că mai întâi de acolo pornește totul. Și iese ceva diferit de ce am făcut ieri, dar la fel de bun. Hai să ne oprim aici. Cum iese diferit? Că tu trebuie să respecti o coreografie. Și o să vorbim despre lucrul ăsta. O coreografie nu e ce ți se năzare ție pe moment acolo. Trebuie să faci niște lucruri pe care cineva, la un moment dat, le-a desenat, le-a creat, le-a scris. E un desen ceea ce faci acolo. Cum faci să umpli chestia asta exactă cu inexactul despre care vorbeai? La balet mi se pare mult mai interesant, pentru că este mult mai greu de făcut chestia asta, chiar exact din faptul acesta, pentru că e ca la carte față de dansul contemporan. Eu cred că la un dansator diferența pe care o face felul de a interpreta un rol e exact în asta, să-ți asculți corpul și să înțelegi în ce stare ești acum. Pașii sunt aceiași, dar poți să-l interpretezi diferit, poți să pui o altă stare, poți să urmărești muzica, să auzi alte chestii. Așa îmi place mie să gândesc. Cu cât mă gândesc mai mult la pași, cu atât moare tot actul. Dar o să te rog frumos să explici pentru cine nu știe ce înseamnă pașii ăia. Că e vorba de un proces de învățare și că nu faci tu acolo ce vrei. Sunt termeni de balet, sunt mișcări de balet scrise în cărți, predate prin profesori, coregrafi, care sunt absolut la fel cum erau și acum 100-200 de ani. Iar o coregrafie este urmarea unui scenariu. Exact. Pentru noi ăștia, care înțelegem ce e un scenariu, toți înțelegem ce e un scenariu. Nu e așa. Nu e o joacă, e o creație pe care o interpretezi. Se întâmplă uneori să ai ceva împotriva coreografiei cu pricina și să spui, nu-mi place elementul ăsta? Da. Din nou, din cauza restricțiilor fizice, a zice. Dar cumva încerc să-l fac în modul meu, în maniera mea. Încă o dată mi-ascup corpul și în loc să forțez din spate, îl forțez din alți mușchi. Și poate așa e mai ușor, mi-e mai ușor mie.
Mi-am personalizat puțin tehnica pe corpul meu și cum mie mi-e mai ușor. După un concurs în Statele Unite, ai studiat la Moscova. Toată lumea știe acum, e o școală legendară acolo, scoatem din calcul orice lucru abominabil din istoria contemporană pe care Federația Rusă îl face în spațiul istoriei contemporane. Vorbim despre artă acum și despre școala de balet aia legendară. E dur ce se întâmplă acolo? Nu. Pentru că noi așa ne imaginăm, că e ceva foarte dur. Probabil era. Eu nu am experimentat chestia asta. E mult, mult, mult mai competitiv. Asta mi s-a părut cel mai diferit. Adică? E mult mai multă întrecere între fiecare. Sunt fetele foarte, foarte bune. Și băieții la fel. În cazul meu, toate aveau aceeași pasiune și același respect față de artă, încât toate își dădeau tot ce aveau. Ceea ce era foarte diferit de ce am avut eu aici în București. De asta... Uite, îți povestesc ceva foarte scurt și te rog să-mi spui dacă era la fel. Am fost cu niște ani în urmă să văd pentru Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, să văd un spectacol în Lituania și să povestesc despre el dacă să-l aducă la Sibiu sau nu. Și e un mare regizor care s-a prăpădit, Imuntas Necrosius e numele lui, și am intrat fără să anunț în spațiul de repetiție. Nu m-a întrebat nimeni nimic, nu am avut nicio treabă. Și toată lumea de acolo ziceai că ești undeva la camera ascunsă, parcă cineva juca o farsă. Toată lumea venea la repetiție ca la o sărbătoare. În pauză se bea șampanie, nu se turnau sticle de șampanie pe gât, se bea o șampanie în pauză, dar era o sărbătoare, veneau îmbrăcați ca la o sărbătoare. Totul era o sărbătoare, fiecare clipă de repetiție era o sărbătoare. Așa e și unde ai fost tu? Nu, nu. Bine, eram la școală, nu era cazul de șampanie, dar... Mă gândesc. Pentru mine ce a fost șocant, țin minte, în prima săptămână am ajuns acolo și am avut ore de dans clasic de dimineață până seara, până la 6 seara, pentru că n-am făcut cultură generală acolo, am făcut doar orele de balet. Pentru mine aia a fost foarte mult, o zi plină, nu, încărcată numai de balet. Am stat la cămin, stăteam în dormitorul școlii, la etaj. Singură? Nu, cu alte colege din alte țări. Dar sunt și rusoaice acolo, care sunt din alte orașe ale Rusiei. Și s-au dus la masă, au mâncat, s-au schimbat și s-au dus în sala de... aveam așa ca un green room de recreație. Cu televizor, jocuri, canapele... Eu, care am crezut că toată lumea se relaxează, ele s-au dus și au început să facă stretching. Dar au stat cu orele acolo. Și nu mi-a venit să cred. Nu le-a trimis nimeni, ele singure. Și am început și eu să fac chestia asta. Câte fete erați într-o cameră? Trei? Două, trei. Și cum făceați să vă suportați? Am prieteni foarte bine cu ele. Pentru că suntem 24 în 24 împreună și când pleci de acasă așa mic, te conectezi. Deci apare o camaraderie foarte specială în situațiile Sigur. Astea. Mai păstrezi legătura? Da, da. Ce frumos! E, când e vorba de tehnică, cum a fost cu tehnica la Balșoi? Tehnica n-a fost atât de diferită de ce știam eu, pentru că tehnica noastră pe care o facem în România este tehnica rusească, de la Vaganova, așa că nu, mi-am perfecționat-o, ca să zic așa.
Am făcut ore de duet, ceea ce nu mai făcusem până atunci, ore de caracter. Ce e aia, ore de caracter, să înțeleagă toată lumea? Dans rusesc, dans folcloric. Ce am mai făcut? Dans unguresc, polonez, astea. Cu pantof, cu toc. Mai întreb o dată, nu e domnul chinuitor? Nu. Deci simți o plăcere în a face treaba asta. Bineînțeles. Și atmosfera de la școală, nefiind una apăsătoare, cum era atunci? Pentru că noi știm despre Balșoi că e o chestie unde, uite, chiar și ce ai povestit tu, competiția asta, e ceva care te consumă, e ceva care te erodează și te consumă în același timp. Da, da, eu după primul an la Balșoi m-am întors acasă și am zis că mă las complet. Am plâns toată vara la mamă și am zis că eu mă las. Pentru că, bine, eram niște fete foarte, foarte talentate încă o dată. Și talent din ăsta fizic, pe care eu nu l-am avut niciodată. Și asta contează cel mai mult la școală, când ești mic, pentru că asta faci, înveți pași. Nu ajungi să interpretezi roluri și să-ți dezvolți partea artistică. Iar eu când am dat de chestia asta, am zis că n-o să reușesc niciodată. Dar m-am întors cumva. Al doilea an m-am simțit mult mai bine. Și am zis să absorb tot ce pot eu, toate informațiile și vedem ce se întâmplă. Aveai senzația că nu poți să fii pe cât de bună îți doreai? Da. Cum te zgâmâie pe dinăuntru lucrul ăsta, când trăiești lucrul ăsta, cum e? Mi se mai întâmplă și acum. Nu e ceva de care am trecut. Nu știu, am învățat să nu forțez lucrurile niciodată. Sunt unde sunt în momentul acela pentru că acolo trebuie să fiu. Și când mă gândesc așa, mă relaxez tot timpul și zic, e ok, încerci mâine. Ce s-a ales de colegele tale cu care te-ai cunoscut la Balșoi? Fetele alea care investeau existența însăși în ceea ce făceau. Una dintre ele chiar vine în companie de la anul, de acum, în următorul sezon. De-abia aștept să o revăd, nu m-am mai văzut cu ea din școală. Unele s-au lăsat, unele... Deci există și colege care s-au lăsat. Da, absolut. Da. Din cauza presiunii, zice. Francesca, cum definești presiunea asta? E ceva care mă interesează foarte tare. Din cauza presiunii, ce e presiunea asta? Așteptări. Așteptările celor din jur și așteptările tale, forțate puțin de cei din jur. Deci așteptările tale forțate puțin de cei din jur, uneori puțin mai mult. Da. Poți să descrii cum te simți tu când te gândești la așteptările celorlalți? E puțin așa bittersweet. Așteptările astea provin dintr-un loc bun. Așa că contează să recunosc chestia asta și să nu iau pe partea asta negativă și să înțeleg că toată lumea din jurul meu îmi vrea binele. Și se relaxează lucrurile când poți să gândești și să... Dar nu toată lumea din jurul tău e în pielea ta. Părinții tăi sunt critici cu ceea ce faci? Mama, puțin. Ce zice? Sau cum zice? Nu zice neapărat, ea mă știe cel mai bine. Și eu sunt foarte recunoscătoare pentru că mulți părinți nu sunt atât de investiți. Am prieteni, dansatori, colegi, n-au venit părinților niciodată să-i vadă la un spectacol. Wow. Părinții mei sunt în sală la fiecare spectacol.
Așa că, încă o dată, critica asta, nu pot să zic că e critică. Până la urmă, tot timpul îi dau dreptate mamei. Îi dai dreptate că trebuie să depășești momentul și să scapi de ea sau îi dai dreptate pentru că da, trebuie? E mai ușor, cred că, din afară să vezi partea luminoasă. Așa că mă bazez câteodată pe ce zice, că știu că ea nu e în pielea mea, cum ai spus și tu. Nu văd toate chestii, nu vede ea toate chestiile astea negative și mă ajută chestia asta câteodată. Te vede ca pe un copil și acum? Da. Ți-ți convine că te vede ca pe un copil? Da. Manipulezi lucrul ăsta? Nu, sper. Despre ce vorbiți când te vezi cu ai tăi după spectacol? Cum a fost? Ce le-a plăcut? Nu știu. Cum am simțit? Ai văzut? Mama știe foarte mult balet. Ea urmărește foarte mult balet. Și știe fiecare chestie. Dacă am făcut ceva mai impresionant sau mai, nu știu, diferit decât l-ar ști ea, imediat vede și vorbim pe chestia asta, ne deschidem subiectul. Are balerine pe care le place? Da, bineînțeles. Ești geloasă? Nu. Cred că de mine îi place cel mai mult. Okay. Dacă ar fi să descrii modelul pe care l-ai traversat la Balșoi, modelul ăla artistic, cultural, cum l-ai descrie? Nu știu cum să-l descriu. Aș spune respect față de artă. Nu știu cum să-i zic altfel. Deci un respect față de artă. Da. Ceea ce nu cred că e doar la balet. E o atmosferă în aer diferită. Și un soi de venerație față de artă, da. Și am fost în turneu în Moscova acum câțiva ani, înainte de pandemie. Și am dansat, am dus Giselle lui Akram Khan. Iar publicul acela la Balșoi e foarte, foarte diferit. Se simt, se audă în aplauze. Adică? Vibrează. Se aude, e foarte recunoscător, le place, se vede plăcerea față de artă. Ca să trecem și la modelul celălalt, pentru că există și alt model, altul decât cel de la Balșoi, ca să facem trecerea asta, noi avem în fiecare întâlnire, din fiecare seară, un moment de cotitură, așa, după care facem dreapta sau stânga, în funcție de cum e discuția, cu momentul ăsta destul de complicat. Se ocupă vecinii noștri de deasupra, de la etaj. Ei sunt Radu Vâlcu Quintet, un grup pe care sunt foarte fericit că îl avem în proiectul ăsta. Vor cânta ceva în seara asta. Au ales o piesă. E o dansatoare în seara asta invitată. Piesa se numește... Nu așa. Piesa se numește Circles, Cercuri. Și... ei sunt niște căutători fascinanți de armonii. Muzica lor e o căutare de armonie, o căutare și o găsire de armonie și e o plăcere să-i ascult de fiecare dată și mă bucur că avem ocazia să-i ascultăm. Ei sunt Radu Vâlcu Quintet. Thank you.
Mulțumim frumos, domnilor! Radu Vâlcu Quintet înseamnă Radu Vâlcu la chitară, Horia Constantinescu la pian, Alexandru Anastasiu la vibrafon, Mihai Balabaș la vioară și Anthony Gutierrez la tobe. Au cântat Circles, Radu Vâlcu Quintet. Mulțumim, domnilor! Bravo! Foarte ofertantă pentru niște specii de dans modern, muzica asta. Te gândești la mișcări când asculți muzică? Da, la stări mai mult. Ne-au rugat prietenii noștri să nu uităm de ce am stabilit noi, e secretul nostru ăsta, da? Să emitem într-un fel, ok. Bun, cum e modelul la English National Ballet? Cum e modelul? Da, cum e modelul cultural, cum e modelul tehnic, cum e modelul de existență? Am vorbit despre Bolșoi. Cum e în partea asta la alta? În partea asta altă este multinațional. Nu pot să spun că este un stil din cauza acestor culturi amestecate, ceea ce îmi place foarte mult, pentru că învăț foarte repede multe chestii. Da, a fost o schimbare foarte mare comparativ cu Moscova, unde erau cam aceleași mentalități și culturi și suntem mai apropiați de ruși decât de vest. Noi românii, vrei să zici? Da. Așa zici că suntem mai apropiați de ruși? Semănăm mai tare cu rușii? Puțin. Un pic. Un pic. E un punct de vedere, Francesca. E un punct de vedere. Merită să ne gândim la lucrul ăsta. Unii dintre noi ar zice că nu. Am înțeles, tu taci. Am înțeles. Bine. Iar în partea asta la altă, e mult mai multă solidaritate, e mai multă colegialitate, e mai multă echipă, sau cum e? E mai deschis. Nu sunt atât de multe lucruri care toate trebuie să fie așa, într-un anumit fel. E foarte open, sunt diferite opinii, poți să ai și tu opinia ta, ceea ce este foarte nou, mai ales în lumea baletului. E loc pentru interpretarea ta. Acum se pune accentul foarte mult pe individualitate, ceea ce mă inspiră foarte, foarte mult, pentru că noi suntem învățați așa să copiem foarte mult la balet. Știm exact cum trebuie să arate și cum s-a mai făcut până acum și asta trebuie să și faci. Dar în vest e loc de mai multe schimbări. Ai căutat lucrul ăsta? Ți-ai dorit lucrul ăsta? Nu am știut că există. Eu am plecat din București foarte rapid și a fost și prima companie la care am dat audiție. Am știut că au un repertoriu foarte, foarte mixt și diferit. Și bineînțeles că duce la deschiderea asta de lucruri diferite. E un program la fel de apăsător sau e un program mai relaxat la English National Ballet? Foarte apăsător. Este una dintre cele mai aglomerate companii ca și program, ca și număr de spectacole, timpul de repetiții. E renumită compania pentru un program foarte dur. Ceea ce îmi place. Deci ție îți place să fie program dur? Mai ai timp și de altceva? Îți găsești, da. Că Londra e un spațiu vast. Exact. Îmi place foarte mult pentru că mie îmi place arta foarte mult. Și încerc să mă duc tot timpul când am timp liber, mă duc la muzee, la galerii de artă, la tot felul de tot ce ține de artă și de cultură. Poți să-ți permiți să mănânci orice? Acum da. Cum adică acum da? Când eram la Moscova, nu mi s-a permis chestia asta. Mâncarea nu era de la cantină, de la ruși, nu era foarte sănătoasă, ceea ce e foarte
interesant, pentru că este una dintre cele mai bune școli. Și totuși este ca un sport ce facem noi. Dar ce se dădea de mâncare acolo? Nu erau foarte... erau foarte old school, ca să zic așa. De școală veche, da. Da, și nu... Dar ce vă dădeau, domne? Hrișcă? Serios? Păi nu, erau tot felul, dar nu erau gătite așa... Aha. Cum trebuie. Și mai ales eu eram și mică, nu știam nimic ce ține de nutriție, de dietă, de ce trebuie să menții corpul, să ai energie, să contează la lovituri, la tot felul de... da, și am mâncat mai prostii atunci. Așa că o luasem puțin, așa că nu mi-am permis să mă relaxez din punctul ăsta de vedere. Dar cu cât am învățat mai mult, acum n-am nicio problemă. Adică acum, de exemplu, nu știu, poți să mănânci o ceafă cu cartofi prăjiți și cu mușdei? Da, normal. Și nu se vede pe tine, nu se pune, nu se... Doamne, cât te invidiez. Dacă m-aș opri din efort fizic, probabil că s-ar pune. Dar de fapt asta compensează. Francesca, tu ai luat un premiu foarte important. Premiul Laurence Olivier e un echivalent, deși și asta cu echivalența e o prostie, e un premiu foarte, foarte important. E un mare premiu. Ești prima ființă din țara asta care ia un premiu, prima artist din țara asta care ia premiul Laurence Olivier. Asta înseamnă cum ai luat un BAFTA în film. E un premiu extrem de important. Ți-a luat mințile premiul ăsta? Nu, deloc. Pentru că noi, ca dansatori, nu suntem obișnuiți să gândim că premiile sunt echivalentul succesului. Nu sunt atât de multe premii care se dau în lumea dansului și baletului. Așa că nu m-am gândit absolut niciodată. Am apreciat lucrul ăsta și că am fost recunoscută, bineînțeles, dar... Da. Ai luat premiul ăsta pentru un rol pe care l-ai jucat într-un spectacol legendar, Le Sacré du Printemps, un super spectacol, cu o istorie absolut spectaculoasă. Stravinsky, cred că primul coregraf a fost Nijinsky, dacă nu mă înșel eu. Adică e vorba de o istorie în treaba asta. E trecând prin Pina Bausch. Uite că a venit vorba de Pina Bausch. Pina Bausch, ai văzut filmul Pina al lui Wim Wenders, nu? Aici, la școală, în București, da. Ne-au dus de la școală să-l vedem. S-a vorbit despre ce spun eu în film. Eu am vorbit și cu Gigi Căciuleanu, care a lucrat direct cu Pina Bausch, în compania Pinei Bausch, o vreme. Și confirma foarte tare ce se vorbea și în film. Pina Bausch te punea să faci niște lucruri. Ce-ți venea ție să faci? Și era muzică, tu făceai lucruri, ea se uita uneori pe pereți, alteori se uita cu foarte mare atenție la tine și zicea, ia oprește-te, uite, așa faci în spectacol. Și tot așa până se făcea o coreografie. Ei, e o largă discuție. A cui e coreografia aia? A Pinei Bausch sau a ta? E foarte interesant subiectul, pentru că acum, în momentul de față, repet pentru o piesă de Andrea Miller, din New York, care lucrează exact așa. Și... Ca să înțeleagă toți cei care ne urmăresc, se pune muzică, se vorbește ceva, dansatorii fac ce simt ei și coreograful spune la un moment dat, oprește-te, uite exact chestia asta pe care ai făcut-o acum, vreau să o faci în spectacol. Și lănțuie niște momente de felul ăsta. Întrebarea e, a cui e coreografia aia? A coreografului sau a dansatorului? E un schimb de opinii, aș zice, și de sentimente și de trăiri. Ceea ce mi se pare foarte interesant ca și coreograf să te pui la o parte și să dai voie dansatorului să ofere ce are el de oferit.
Și nu știu, mie îmi place foarte mult acum când lucrez așa la contemporan. Nu știu, la balet, dacă ar fi chiar așa. Este ochiul coregrafului care vede din persoana a treia. Și te și mișcarea. Pina Bausch și te și punea în situația de a face ceva. Adică exact. Nu vine din neant. E altă chestie, te pune în situația de a face și ceva. Și cred că te descoperi și tu ca dansator, ca artist. Începi să creezi tu pentru tine ce simți. E foarte satisfăcător. Mi-ar fi plăcut să lucrez cu ea. Ce-ți tihnește mai mult? Ce-ți place mai mult? Unde se duc aspirațiile tale? Spre clasic sau spre contemporan? Clasicul va fi întotdeauna pentru mine numărul unu. Contemporanul este ceva încă nou pentru mine și încă descopăr mult, mult mai mult. Și îmi place chestia asta. Și încerc să adaug ce înțeleg și ce găsesc și la dansul clasic. Pentru că e o lungă discuție. Ce ești la un moment dat? Tu acum ești balerină. Ce ești la un moment dat dacă faci contemporan? Ești balerină sau ești dansatoare? Dansatoare, dar nici acum nu aș zice că sunt balerină. Nu zici că ești descrie. Dansatoare? Da, da. Încerc să găsesc acela sentiment de pasiune către mișcare și către dans în orice stil. E același lucru, e o exprimare a corpului. Așa că le-aș pune pe toate la o... Dacă te duci la o petrecere, o să mă exprim destul de trivial acum, de cam limbajul străzii, și nu te cunoaște o bună parte din lumea care e acolo și începi să dansezi, te rupi în figuri, îi faci praf pe aia acolo, adică faci niște chestii și lumea zice, mamă, eu te cunoasează aia. Nu. Nu. O fac tot pentru mine, tot fac ce simt. Pentru că dacă apare, nu știu, un grup de dansatoare într-un club unde se dansează, e evident că atrag toată atenția, lumea aia numai acolo se uită, pentru că sunt altfel. Ți s-a întâmplat? Da. E o chestie pe care nu știam eu cum să o aduc să vorbesc cu tine despre chestia asta, pentru că e un lucru despre care s-a discutat mult, e un lucru care are și un pic de amestec ideologic, și un pic de ideologie aici, și e vorba despre faptul că nu puține dansatoare s-au supărat la un moment dat, nu puțin dansatori s-au supărat la un moment dat și au spus... Noi nu vrem să mai trăim tipul ăsta de sclavie a expunerii trupului nostru către marea asta de priviri. Vrem ca dansatorul să exprime altceva. Dansul de până acum e o formă de exploatare artistică, e un jug artistic. Avem nevoie și de cuvinte, putem să spunem și cuvinte, putem să ieșim din limitele a ceea ce știam până acum, că e dansul clasic, că e baletul. Cum ți se pare chestia asta? Eu cred că dacă provine dintr-un loc natural și cinstit, nu are cum să fie așa. Și eu nu aș lăsa o să fie văzută așa. Aș încerca cât de mult aș putea să nu fie văzut așa și să ofer ceva care captează atenția la altceva, nu la ideologia asta. Deci e ceva în tine care îți spune cum să faci lucrurile și ceva-ul ăsta e ființa ta, de fapt. Hai să vedem un scurt fragment și mai vorbim un pic despre asta. Thank you.
Foarte frumos. Ce fluid. Ce delicat. Ce frumos. Se face cu un efort chestia asta. Cum reușești să stai tot timpul așa? E câteodată la repetiție mai greu de ținut zâmbetul ăsta. Cum e zâmbetul ăsta? Poți să-l faci acum? Așa e? Nu cred. Nu e așa. Nu e așa. E natural. Ăla de scenă e ceva care e fixat. Adică e orice ți s-ar întâmpla, tu ai zâmbetul ăla larg. Pentru că îmi place în momentul ăla, îmi place ce fac, îmi place muzica foarte mult, mai ales muzica aia. Și îmi place să dansez cu partenerul meu. Automat, dacă mă uit la el, zâmbesc. E un schimb de emoții. Deci nu e ceva ce ți se impune, nu e ceva ce se spune când stai în pozițiile alea absolut superbe din punctul nostru de vedere, cu un pic de chin din partea ta, cu un efort, nu îi spunem chin, că e efort. Și nu ți se spune, zâmbește larg tot timpul. Ajută. Ajută când simți că fața îți pornește așa, parcă și corpul îți se ia duce după față. Da. Da. Automat, dacă îți lași fața în jos, nu, s-a terminat. Francesca, te-au aplaudat spectatorii din sală, te-au aplaudat cei care te-au văzut atunci dansând. Te interesează succesul, noțiunea de succes? Nu. Dar ce te interesează? Mă interesează să ajung eu să fac unele roluri pe care mi le doresc și să lucrez cu diferiți coreografi. Asta ar fi succesul pentru mine. Așa definești tu succesul. Da. Uh-huh. Deci nu te interesează să fii un star? Nu cred dansatorii ajung să fie staruri așa mari. Cum adică? Comparativ cu, nu știu, cu Ronaldo. Cântăreții sau, nu, exact, în niciun caz. Cu Shakira, cu Ronaldo. Dar uite, vezi, lumea a auzit totuși de mari dansatori, lumea a auzit, adică sunt niște staruri. Cine nu știe de Plisețcaia, de exemplu? Plisețcaia era un star, un superstar. Nu te gândești la asta? Nu mă gândesc pentru că, nu știu, parcă mi distruge plăcerea aia de a lucra în fiecare zi. Și când pe tine și pe trupul tău se proiectează sute de perechi de ochi, cum e? E foarte interesant că știu că sunt acolo, dar nu-i vezi. E complet negru pe scenă. Da, ochii există. Există, dar cele mai frumoase spectacole sunt alea când îmi ies total din ce se întâmplă în jurul meu și sunt doar eu cu mine. Da. Poți să fii doar tu cu tine? Eu cu mine sau eu cu partenerul? Pentru că asta mă interesează foarte tare și cred că interesează și pe cei care te ascultă acum. Ai de făcut niște lucruri foarte, foarte precise. Un spectacol și pentru un interpret de operă, și pentru un dansator, și pentru un muzician. Niște momente de foarte mare responsabilitate. Cum e să duci pe umerii tăi responsabilitatea asta? Poți să vorbești despre asta? Eu nu o văd chiar așa de, nu știu, mai mult presiune o pun eu singură câteodată, cel mai tare. Dar comparativ cu
nu știu, alte situații sau probleme pe care oamenii le au în viață, nu pot să compar presiunea asta cu așa ceva. Într-un fel, cu atât mai mult sunt recunoscătoare că asta e cea mai mare presiune pe care o am în viață. Da. E foarte interesant că tu compari lucrul ăsta cu ceva ce se poate întâmpla în viață. Ești cineva care a dus-o bine, așa, din poziția de copil? Foarte bine. Da. Ai frați? Ai surori? Am un frate mai mare. Ce face de meserie? Lucrează la o firmă de agricultură. La IT, ceva. A, deci e IT-ist pentru agricultură? E partea asta de, din spate, la computer. Foarte tare! Și de ce se pare așa amuzant? Pentru că nu știu exact ce face. Îi place ce face? Cred că da. Okay. E foarte diferit de mine. Am vorbit ieri seară cu invitata de ieri seară despre un termen pe care invitata a zis că nu-l cunoaște. Am întrebat-o dacă în echipa dumneei de cercetare, din când în când, când mai beau și ei o bere, un vin, se bârfește. Să mai... Voi bârfiți când vă întâlniți așa la un vin? Da. Eu cu prietenele mele. Da. Da, normal. Și despre ce bârfiți? Ce ziceți? Nu bârfim chiar într-un... Adică, nu știu, nu... Mai mult glume, nu bârfe. Le bârfiți pe alte dansatoare? Da, dar nu... Se întâmplă, dar nu răutăcioase, bineînțeles. Deci nu e din categoria dracu aia... Nu. Nu. Fiecare are locul lui. E loc sub soare pentru toată lumea. Deci se bârfește un pic. E teatru, n-are cum să nu se bârfească, nu? Ar fi culme. Dacă afli că se vorbește despre tine, te deranjează? Părerile lor. Știu, o tipă directă care spune lucruri. Exact. Asta înseamnă că îți faci prieteni repede? Nu, dar când îi fac, sunt buni. Ce voiam să te mai întreb și ce contează foarte mult e dacă atmosfera multiculturală în care trăiești la English National Ballet e ceva real, e ceva... Aș vrea să știe cei care te ascultă acum, pentru că tu trăiești pe propria ta piele lucrul ăsta. Există ceea ce numim o atmosferă multiculturală fertilă? Există așa ceva? Există. Și cum e? Da. Există numai din lucruri mici, cumva. Eu stau 6 zile pe săptămână cu oameni din America, Japonia, Coreea, Mexic, toate țările. Și vezi cum abordează fiecare o situație sau părerile lor sau, nu știu, care vin din copilărie și sunt diferite câteodată. Și am învățat pe parcursul anilor să înțeleg ceea ce nu e la fel cu ce știu eu. Și mă ajută să cresc și ca persoană și ca tot. Pentru că vezi, noi aici câteodată zic, nu zic deseori, zic câteodată. Noi aici învățăm că cine nu are o părere asemănătoare cu a noastră e prost. Știi despre modelul ăsta. Cum ai reușit să ieși din el? Mai mult din greșeli, a zice. Asociez asta cu greșelile. Cred că noi suntem puțin învățați. Când faci o greșeală, ai făcut ceva rău. Și atât, s-a terminat. Noi am învățat să o văd ca pe un lucru de la care pot să învăț. Și același lucru e și cu ceva diferit de ceea ce gândesc eu. Nu e ce știu eu,
și nu-mi pierd nici eu opinia, dar sunt conștientă și de celelalte din jurul meu. Dispare la un moment dat noțiunea de naționalitate. Cum e să trăiești într-o atmosferă de felul ăsta? Pentru că unii dintre noi nu concep lucrul ăsta. Unii dintre noi spunem aici că pierde ceva din ființa ta. Cum e, de fapt? Chiar invers puțin. Chiar m-a făcut să fiu mult mai conștientă de unde vin eu și ce mă face pe mine diferită de ei și originală. Și asta m-a corectat foarte tare cu țara mea. Ce bine ar fi să ținem minte cuvintele astea. Francesca, e un subiect care pe mine mă muncește. Mie îmi place dansul, sunt pasionat de dans și mă muncește subiectul ăsta. Pentru dansatori se întâmplă ceva mental foarte complicat. Adică dansatorii, sportivii de performanță, gimnaștii, gimnastele, te maturizezi profund la o vârstă foarte fragedă. Asta pe de-o parte. Te gândești la lucrul ăsta? Da. Da. Mie îmi place, mă ajută în ceea ce fac. Adică se ajută unul pe altul, așa. Și te gândești la finitudinea carierei tale? Te gândești că voi, dansatorii, închideți lucrurile la o vârstă foarte tânără? Da, mă stresează puțin subiectul. La asta m-am gândit foarte mult în pandemie, când am stat acasă un an de zile și n-am avut ce face. Până acum câțiva ani nu am fost chiar acolo, în momentul ăla în care să mă gândesc ce aș vrea să fac, când să mă opresc. Acum, în ora actuală, sunt balerine care se duc până la 45-46, ceea ce nu se întâmpla acum ceva ani. Nici nu putea fi vorba. Pentru că au evoluat tot ce țin de fizio, de recuperări, de nutriție, tot felul. Și mai am până o să ajung acolo, dar mă gândesc. Plus că mai ai și soluția cu contemporanul, unde... Exact, exact. Nu? Dansul contemporan îți permite o carieră ceva mai lungă. În momentul ăsta te gândești ce o să faci, de la un moment dat încolo? Da, da. Mi-a venit în cap, la un moment dat mi-ar plăcea să mă duc în companie la Pina Bausch, în Wuppertal. Pentru că acolo poți să stai, chiar poți să stai foarte mult timp. Dacă nu, mi-ar plăcea ceva pe scenografie. Pe scenografie? Desenezi, pictezi, desenezi, știu că desenezi. Da. E în serios lucrul ăsta? Deocamdată îl iau în serios, dar nu, e doar un hobby deocamdată. Mm-hmm. Adică vezi spații, ai configura spații, ai decora spații? Mi-ar ai... place când mă gândesc la costume, la decoruri, la idei scenice, lumini. Ce frumos! Noi aici avem un obicei, sunt prieteni studenți care ne însoțesc în fiecare zi și e una dintre marile bucurii ale acestor întâlniri. Foarte bine, să bem niște apă. Așa că dacă sunt întrebări din partea prietenilor, uite, imediat, sunt întrebări din partea prietenilor noștri studenți, o să vă rog frumos să poftiți aici la locul de întrebări. Ceea ce voiam eu să întreb este dacă în cariera ta, pe parcursul carierei tale, a existat un moment care cumva să te umple de emoție și să, efectiv, să te facă cumva să te simți că zbori, aș putea spune. Și de asemenea, aș vrea să întreb dacă prin balet putem exprima doar cumva sentimente liniștitoare sau dacă există cumva și coreografii cu ritm așa mai alert, mai, nu știu, care se exprime ceva mai intens. Mulțumim! Prima întrebare, emoții intense au fost după primul spectacol de Pina Bausch, unde
cred că nu m-am oprit din plâns vreo jumătate de oră, pentru că am pus foarte multe emoții în scenă. Și plânsul era ce? Era o... descărcare. Emoții. Când am câștigat premiul și am sunat acasă, la fel, multe emoții au fost. Da, nu știu, mie mi se întâmplă așa, în clipe total random. Întâmplătoare. Întâmplătoare să... Nu știu, dacă ceva mă atinge, cineva a zis ceva, un coregraf, o profesoară a zis ceva și am conectat eu ceva la mine, în cariera mea sau în viața mea, și atunci simt un val mare de emoții. Așa, când dansez, nu mă las chiar pierdută, pentru că n-ar mai ieși nimic. Dar au fost foarte, foarte multe repetiții la care... Îmi plac foarte mult repetițiile acum. Înainte îmi plăceau spectacolele cel mai mult, dar acum îmi place și procesul de repetiții foarte mult. Deci îți place procesul? De ce? Ce descoperi acolo? E mult mai lejer și ești mult mai confortabil și îți te lași să, nu știu, cu partenerul, cu cine dansezi, te lași, ai o încredere că, nu știu, poți să experimentezi. Așa la spectacol câteodată e așteptarea asta de a face perfect, care mă oprește din descărcarea asta totală. Câteodată se întâmplă. Dar și când se întâmplă în timpul spectacolului, e superb. Vezi tu, pentru mulți dintre noi, Francesca, asta nu e o viață foarte fericită. Pentru mulți dintre noi, când vorbești despre așteptarea de a face ceva perfect, e ceva foarte chinuitor, de fapt. Pentru unii dintre noi e ceva chinuitor, adică nu oricine rezistă la felul ăsta de presiune psihologică. Cred că contează să ai multă, multă încredere și să ai și oameni potriviți în jurul tău. Da. Ca atunci când cazi cineva să te sprijine? Mm-hmm. Sau când ai nevoie de ceva, să știi că poți să apelezi la... Alina Cojocaru e cineva care te-a susținut și te susține. Cum face să nu fie invidioasă? Zizi! Nu se poate așa ceva. Alina, în primul rând, nu se uită la nimeni. E numai ea și cu ea și numai asta contează. Ceea ce o face și specială. Dar nu cred că am ajuns acolo. Asta întreb, de unde îți vin resursele astea să dai mai departe? Ce prag trebuie să atingi ca să ai resursa de a da? Pentru că până la un moment dat totul e pentru tine, mai departe și dai. E, cam ce trebuie să faci ca să ajungi să dai? E interesantă chestia asta, pentru că dacă te gândești separat la chestiile astea două, să dansezi pentru mine sau să dansezi pentru public, pentru cine se uită, cumva, nu știu, desparți ideea de spectacol. Și e mai mult dau ceea ce simt eu, adică plăcerea mea și emoțiile pe care le simt eu în momentul acela se transmite automat fără să încerc. Sau așa sper, așa încerc, mi-ar plăcea să cred. Când încerc eu să transmit ceva publicului, atunci nu mă mai simt eu bine. Aha! Descoper și eu chestii așa vorbind. Păi de-aia suntem aici. Să descoperim chestii vorbind. Deci dacă încerci să spui ceva, nu-ți mai iese. Ci trebuie să te lași în ce? Dar ții minte că Alina mi-a zis odată, nu știu ce, i-am cerut sfatul pentru ceva și s-a ridicat de pe scaunul pe care stătea și mi-a zis ia mână scaunul și încearcă să-l ridici. Și l-am ridicat și a zis, ai încercat sau l-ai ridicat?
s-a ridicat. Adică dacă te focusezi pe încercat să faci ceva... Dacă te concentrezi. Da. Da. Nu asta e idealul. Deci ideea e să nu încerci, ideea e să faci. Exact. O să te rog să spui în câteva cuvinte pentru cei care nu știu cine e Alina Cojocaru. Alina Cojocaru este una dintre cele mai renumite prim balerine ale lumii, româncă și idolul meu de viață. Cum e ierarhia la English National Ballet? Pentru că dacă intri pe site acolo și te uiți la companie, sunt niște etaje. Cum avem și noi. Noi suntem aici la parter și sunt colegii deasupra, de la etaj. Acolo e o ierarhie. Uh-huh. Care e ierarhia aia? Foarte multe rancuri. Unusual. Neobișnuite. Neobișnuite. Artiști. First artist. Deci ești artist. Artist. Prim artist. Prim artist. Solist junior. Da. Solist. Prim solist se traduce la noi, dar nu e... Cum e acolo? First soloist. First soloist, da. Principal? Iarăși, nu știu, avem... Domnul Volcă, avem un corespondent? Prim dansator, așa. Prim dansator și lead prim dansator, care sunt de regulă cei mai experimentați și mai avansați în vârstă. Iar la noi există ceva mai sus de prim dansator? Exact. Emerit? Un fel de etoal la Paris. La opera din Paris. Foarte serioasă ierarhie, de altfel. E o ierarhie. Și e foarte interesant nivelul ăsta de maturitate pe care îl atingi la o vârstă foarte fragedă, de altfel. Îți place în compania în care lucrezi și am citit multe interviuri în care povestești despre lucrul ăsta, dar dacă ar fi să te duci mai departe, unde te-ai duce? Ia să vedem unde te-ai duce. Mi-ar plăcea în America, undeva. Îmi plac companiile și îmi place repertoriul pe care îl fac unele companii în America. În Amsterdam e o companie foarte bună, Head National. Dar deocamdată mi s-a schimbat direcția la companie anul ăsta și o să se schimbe foarte mult lucrurile și mersul companiei și tot. Și sunt... vreau să văd ce o să se întâmple acum. E ca și o companie nouă. E foarte interesant să trăiești pe piele așa ceva, felul ăsta de schimbări. Ești angajată la această companie? Da. Câștigi bine? Deci treci bine din chestia asta. Parcă ai fi necăjită. Nu. Și în momentul ăsta nu te gândești să te duci într-o altă companie? N-ai planuri? Nu citesc eu în ochii tăi o hotărâre deosebită când îmi răspunzi așa? Nu e, pentru că la noi oricând se schimbă lucrurile și din cauza că e o artă foarte, foarte subiectivă, astăzi ești văzut bine, mâine nu mai ești. Ciocnit puțin prima dată la Londra când am realizat lucrul ăsta. La noi nu prea e așa. La noi în România, când faci ceva, rămâi acolo. Și ești recunoscut pentru asta. Nu e așa în afară, mai ales la noi în companie. Deci acolo statutul nu e așa de sigur. Nu. Nu. Cred că și din cauza că este foarte multă concurență și... Faci eforturi sau faci ceva special să fii în grațiile companiei? Cred că toată lumea face. Da. Se sapă lumea? Nu atât de mult ca în alte părți. Compania noastră chiar este văzută foarte și din afară, suntem ca o familie. Și gradurile astea de care vorbeai sunt mult mai înainte... Înainte, mulți ani, erau niște, cum să zic, prim soliștii nu vorbeau cu cei din corpul de balet. Aha!
Nu vorbeau? Sau nu se vedeau la același nivel cu cei din corpul de balet. În vest sunt văzuți mai mult, suntem toți oameni, până la urmă. Și unde ești tu în companie, nu contează atât de mult. Deci nu mai există obiceiul ăla cu să ne tăiem cu lama pe sub masă, așa. E un pas important. De-aia îmi și place în companie, îmi place chestia asta foarte mult. Mai avem întrebări de la prietenii noștri studenți? Dacă există vreo întrebare, avem. Vă rog, poftiți la locul de întrebări. Bună seara, în primul rând vreau și eu să mulțumesc că am oportunitatea de a participa la acest eveniment. Și noi mulțumim. În al doilea rând, este evident că orice om are în viață sau în carieră anumite regrete sau lucruri pe care și-ar fi dorit să le facă diferit. Iar acum întrebarea mea sună în felul următor. Dacă ai fi putut să faci ceva diferit în cariera ta, ce ar fi fost acel lucru? Exact ce am menționat înainte, când nu mi-a ieșit ceva, să nu mă mănânc atât de tare și să trec mai repede peste. Pentru că pierzi timpul, așa, gândindu-te la ce ai făcut, ce s-a întâmplat. Am învățat asta pentru că cred că și noi ca români suntem puțin așa. Așa cum? Nu știu, eu n-am văzut la noi în țară cât am stat eu în România, cineva să facă o greșeală și să... Nu să facă greșeală sau să fie dezamăgit cu el și să zică ok, dai la o parte ziua de astăzi și faci altceva mâine. Sau o abordezi în total diferit, nu știu, mai, nu atât de dramatic. Uh-huh. Nu dramatizează situația atât de mult cei din afară. Eu dramatizez foarte mult situația. Și... Pentru tine se năruie cerul, așa, da? Da, puțin. Și dacă aș fi putut să schimb unele lucruri, asta și aș fi încercat să accept unele lucruri mai ușor și să trec peste, mai repede. Dar ai rămas așa cum ești tu. Francesca, mulțumesc foarte frumos că ai acceptat invitația noastră. Mult succes în ce faci. A fost o foarte mare bucurie că ai venit aici și că ai putut să povestești un pic despre felul în care se întâmplă viața și cariera ta. Despre asta sunt întâlnirile noastre, despre spus ce e dincolo de ce vedem de cele mai multe ori. Și uneori se adeverește ce e în mințile noastre, alteori nu se adeverește. De aia veniți voi aici, ne spuneți lucruri și e fascinant să vă auzim fiecare în felul vostru, așa cum puteți, așa cum vreți, așa cum știți, așa cum simțiți să vă exprimați. Pentru noi ăsta e un mare noroc și îți mulțumim și le mulțumim și tuturor celor care vin la noi pentru lucrul ăsta. Doamnelor și domnilor, Francesca Velicu.